Tichetele sociale pentru grădinițe nu au căutare. Cu toate că autoritățile se așteptau la un val de cereri pentru acest tip de tichete, se pare că interesul botoșănenilor este destul de mic. Până în prezent, doar 25% din numărul preconizat de cereri s-a concretizat. Situația este ciudată, mai ales că persoanele care au cât de cât un venit s-au interesat de acest program social, în schimb familiile fără niciun venit nu au făcut nicio cerere. Această problemă a fost discutată și în ședința Comisiei de Incluziune Socială găzduită astăzi la prefectură. Situația este îngrijorătoare, mai ales că scopul acestui program era de a include copiii din familiile sărace în sistemul educațional. Prezent la ședința Comisiei de Incluziune Socială, prefectul Dan Echifor a venit și cu o explicație în ceea ce privește cererea mică a acestor tichete sociale pentru grădiniță. În momentul în care nu există adresabilitate pe tichete sociale decât în rural, asta înseamnă că în județ și în municipiu există muncă la negru. Mai mult. Pentru că nu au nevoie de bani. Prefer să-l țin acasă, plătesc și bonă. Și munca în sănătate. Da. Și munca în sănătate. Dar nu e, există bani. În plus, s-a mai precizat că nici măcar cei care sunt înregistrați cu venitul minim garantat nu s-au prezentat pentru a depune cereri pentru aceste etichete sociale. Prefectul s-a declarat îngrijorat de situația copiilor care nu sunt integrați în sistemul de educație, pentru că reprezintă și generația care va plăti pensiile actualilor salariați. Dacă nu facem nimic, nu o să avem pensii. Și o să întrebăm la momentul respectiv, de ce nu avem pensii? Pentru că nu am făcut nimic. Și atunci ține de noi șori să facem exact ceva. Adică exact, cum am spus la început, de fiecare cetățean. Noi acum avem, suntem bine, vă spun eu, suntem bine, luăm salarii, dacă nu o să ajungem la pensii, dacă nu avem cei care să facă școală și să rămână în țară, nu o să avem nimic, vă spun eu. Pensia de stat, care toți suntem bugetari, o să fie 0 lei. Valoarea unui astfel de tichet este de 50 de lei. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, părinții trebuie să-și trimită zilnic copiii la grădiniță.